Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Alegeri locale 2020. În studioul nostru avem onoarea să-l avem pe domnul Laurențiu Dan Leureanu, deputat și candidat la Consiliul Local Municipal Roman, și domnul Mugur Cosmanciuc, deputat, dar candidat și la Consiliul Județean Neamț. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit și mulțumim de invitație! Mulțumim pentru invitație! Aș vrea să vorbim astăzi despre proiecte, mai puțin despre probleme, dar fac parte din viața noastră și o să trebuiască să le punctăm cât de cât, și despre un sondaj apărut în această săptămână care plasează echipa PNL destul de bine. Haideți să începem cu problemele, că sperăm să fie puține și apoi problemele să le rezolve. Problemele nu sunt niciodată puține, pentru că oamenii au nevoi diverse, pentru că au așteptări. Pe măsura ceea ce se întâmplă în lume, oamenii au văzut, circulă, văd și își doresc. Și e firesc să fie așa. Toate aceste lucruri duc către progres. Important e ca autoritățile să se implice și să rezolve cât mai multe din aceste probleme. Eu mă bucur că astăzi sunt în studioul dumneavoastră cu domnul președinte Mugur Cosmanciuc, colegul și prietenul meu din Camera Deputaților. Un om implicat, un om dedicat, un om de echipă, un om hotărât, un om care știe să organizeze bine, un om care caută și găsește de cele mai multe ori soluții la probleme, un om care nu este indiferent de ceea ce se întâmplă în jur și care respectă și în același timp este și respectat. Domnul deputat Mugur Cosmanciuc este candidatul nostru pentru președinția Consiliului Județean. Nu pentru că este coleg cu mine, nu pentru că este prieten cu mine, nu pentru că este în echipă cu mine, dar pentru că adevărul este lucrul cel mai onest. Vă spun din capul locului că, din punctul meu de vedere, domnul deputat Mugur Cosmanciuc este cel mai bun dintre candidații pe care avem în momentul de față pentru președinția Consiliului Județean. Și am argumente câte vreți. Dacă aș vorbi despre actualul președinte al Consiliului Județean, aș putea să spun că a condus acest județ spre un total rușinos penultim loc la atragere de fonduri europene. Nu vorbim de Roma sau de alte localități mai dezvoltate. Vorbim că sunt comune cu populație de 2500-3000 de locuitori care au atras mai multe fonduri decât județul Neamț. Într-o perioadă în care România nu a reușit să atragă toate fondurile europene de pe exercițiul 2016-2020. Data de 27 septembrie nu este o dată care se referă doar la alegeri locale. Este pregătirea unei perioade foarte importante, grele și care trebuie gestionate pragmatic. Și anume vorbim despre perioada 2021-2027, exercițiu bugetar al Comisiei Europene, că în România, datorită tuturor diligențelor, demersurilor pe care le-a făcut președintele României Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, a reușit să obțină o sumă record alocată României de 79,8 miliarde, aproape 8 miliarde de euro. Numai că ce o să ne facem dacă o să avem la conducerea țării, la conducerea regiunilor, județelor, localităților, oameni care nu se pricep, care nu pot, care nu vor, care sunt dominați de indolență și de interes propriu, așa cum s-a întâmplat în județul nostru Neamț, și nu vor atrage bani europeni. De aceea eu spun romașcanilor, nemțenilor, că e foarte important să ne alegem oameni pricepuți, oamenii care știu, pot și vor să atragă fonduri, pentru că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Și e foarte important să atragem fondurile astea. Ei bine, domnul președinte Mugur Cosmanciuc este omul care și știe și vrea și poate. Și într-o echipă, nu vreau, știți că totdeauna puii tăi ți se par mai frumoși decât a celorlalți. Dar hai să privim între cele două echipe și să ne uităm la pregătirea intelectuală, educațională, la experiență, la onestitate, la demnitate, și vedeți fără falsă modestie că totuși Partidul Național Liberal promovează elitele, promovează oamenii cu adevărat, cu experiență, oamenii implicați, și eu cred că această echipă din jurul domnului deputat Mugur Cosmanciuc va reuși, având și determinarea și energia domnului președinte Mugur Cosmanciuc, să aducă într-adevăr fonduri consistente. Și nici măcar nu vrem să comparăm cu ce a fost în acest mandat a domnului Arsenie, pentru că nu avem cu ce compara. Orice ai aduce e mai mult ca zero. Și de aceea avem nevoie să nu pierdem această șansă de modernizare a
județului Neamț. Iar Romanul și Roman Metropolitan este parte acestui județ. Iar eu împreună cu domnul președinte Mugur Cosmanciuc am discutat de prioritățile care le avem pentru Roman și pentru Roman Metropolitan. Pentru că această parte de județ e o parte consistentă, importantă, bine populată, bine articulată, bine poziționată și sigur sprijin de la guvern, de la Consiliul Județean va aduce un plus, iar oamenii vor trăi mai mult și mai bine prin implicarea președintelui Mugur Cosmanciuc. Nu contest nimic din ce ați spus, domnule Leureanu. Totuși, domnule Cosmanciuc, să presupunem că nemțenii vă vor da girul. Vă dați seama că aveți de gestionat, pe lângă Consiliul Județean, și o situație deosebită și la nivel local, la nivel național, la nivel mondial, dar dumneavoastră o să trebuiască să o gestionați la nivel local. E vorba de perioada asta cu virus. Ni se tot spun tot felul de idei, cum că după alegeri vom avea iarăși stare de urgență, iarăși... Nu știm ce o să fie, asta e foarte adevărat. Dar veți avea mult de lucru, adică la modul serios. Că era sau nu pandemie, era foarte mult de lucru. Și vă spun situația actuală, încercând 2-3 minute, maxim 5, să fac o trecere nu în probleme, ci în proiecte și mai ales în ceea ce înseamnă actual versus viitor. Cred că e pandemie sau nu, dar este inadmisibil ca un municipiu ca Roman, că suntem acum în Roman, și în județul Neamț să fim în anul 2020 și repet asta până va înțelege fiecare om, fiecare cetățean, ca județul Neamț să fie în anumite momente lăsat fără apă rece, nu vorbim de apă caldă. Cred că lucrul acesta este inadmisibil și trebuie să-l conștientizeze fiecare om. Pentru că asta denotă și o lipsă de management și o inconștiență totală, mai ales dacă vorbim de o pandemie. Și dacă vorbim despre situația actuală în această pandemie, aș vrea să fie înțeles bine, pentru că alegerile din anul acesta, din 27 septembrie, adică de duminica viitoare, de duminică într-o săptămână, sunt alegeri vitale pentru județul Neamț și pentru Roman. Au de ales oamenii între ceea ce a însemnat până acum în județ, forma de manifestare arhaică și medievală de la conducerea Consiliului Județean pe care Ionel Arsenea a promovat-o și pe care și-a asumat-o. Nu este un atac la persoană și nu este o jignire. El trebuie să-și asume ceea ce a făcut. Adică în permanență a mințit lumea și în permanență s-a comportat ca un satrap care nu a vrut să dea niciodată fonduri pentru comunitățile locale decât pe culori politice. Și spun lucrul acesta asumându-mi aici la Roman și este prezent și domnul deputat Leureanu și sunteți și dumneavoastră și dacă greșesc mă contraziceți. Este inadmisibil că în 4 ani de zile să dai bani așa cu țârâita, să dai bani de genul 10.000, 20.000 de lei în contextul în care vorbim de un municipiu care are o populație care reprezintă 60.000 de locuitori prin conducerea primăriei. Ai o zonă în care ai nevoie de investiții majore pe ce înseamnă infrastructură, adică vorbim despre șoseaua de centură, care a văzut că cineva bătea toba că vrea să o facă și o preia la Consiliul Județean și nu a mai făcut nimic. Vorbim despre alte, multe alte probleme pe care nu le-a rezolvat, că vorbim despre spațiul de la spital, de la subsol, unde nu s-au alocat bani pentru investiții, sau vorbim despre casa Celibidache. Dar vorbim despre probleme. Asta a însemnat Ionel Arsene și asta a însemnat conducerea sub Ionel Arsene a județului, adică minciună și ipocrizie. Lucrurile acestea, cuvintele acestea, nu sunt jigniri. Sunt realități pe care el trebuie să și le asume. Iar cine îl susține să-și asume și ceea ce a făcut el până acum, cum și-a bătut joc de oameni și cum și-a bătut joc de romașcani, de marea familie romașcană, indiferent de culoare politică. Pentru că, dacă este să privim spre viitor și dacă cineva dorește ca județul Neamț să se dezvolte, trebuie să conștientizeze că țara aceasta se va dezvolta. Și o luăm așa, instituțional, de la nivelul 1, unde conducerea este asigurată de domnul președinte Klaus Iohannis, care a fost susținut de Partidul Național Liberal. Avem un guvern PNL, guvern cu prim-ministru Orban. Domnul prim-ministru Orban a trecut prin 2 moțiuni de cenzură. Și ca să vedeți cât de, cum să spunem, isteți cu ghilimele sau cât de căpcăun sunt cei de la PSD. Ei l-au dat jos odată ca să-l voteze după aia. Au încercat să-l dea jos odată și nu au putut să se adune la vot. Asta denotă o inconștiență mare în contextul în care vorbim despre acea pandemie. Și deci avem un guvern PNL care la fel este interesat de dezvoltarea țării. Și avem după aia pilonii care sunt în administrațiile locale. Bihor, Sibiu, Brașov, Cluj,
Mergeți unde vreți dumneavoastră și o să vedeți modele de dezvoltare și urbană și regională. Ceea ce în județul Neamț nu a existat și nu va exista cu un PSD care îl va avea la conducere pe Ionel Arsene. Pentru că el nu este interesat decât să dea bani cu dedicație în unor firme care pun un asfalt de mântuială, după jumătate de an acel asfalt sare și nu s-a asfaltat nimic. Pentru că dacă mergeți de aici până la Valea Ursului, de aici până la Tămășeni sau de aici unde vreți dumneavoastră la Trifești, o să vedeți problemele și realitățile pe drumul județen, drumurile județene. Dacă mergeți spre Mărgineni, Izvoare, să ieșiți în Piatra Neamț, o să vedeți că sunt încă drumuri județene care sunt din piatră, pietruite, nu asfalt. Pământ, pietruit, adică anul 2020. Și vorbind lucrurile acestea, mă apropie de ceea ce mi-a spus dumneavoastră. Pe lângă problemele curente, da, va fi și problema care o va reprezenta această pandemie. Adică, altfel spus, va trebui să ne adaptăm vremurilor. Și când spun să ne adaptăm vremurilor, mă refer la condiții de igienă și securitatea sănătății și condiții de lucru care se poată permite sau de educație care se poată permite o conlucrare. De aceea, unul din proiecte pe care le avem și eu și colegii mei care candidează la administrații locale, domnul Leonard Achiriloae aici, în calitate de primar, unde va câștiga primăria cu 50% ca să fie liniște și pace în mintea altora, vă spun așa, că este un proiect digitalizarea. Altfel spus, vreau ca oamenii să nu mai piardă timp în ceea ce înseamnă birocrație. De aceea, la nivelul Consiliului Județean și implicit mai departe la toate administrațiile locale, se va crea un ghișeu unic pentru tot ce înseamnă avize. Nu mai fie nevoit un cetățean sau o instituție să umple de la o instituție la alta 30 de zile după 30 de zile la altă instituție. Nu, ghișeul unic de avize va elibera va debirocratiza administrația locală. Digitalizarea și informatizarea de asemenea va veni în completarea administrației locale și a relației cu mediul de afaceri. Pentru că relația între mediul de afaceri și stat trebuie să fie una corectă, transparentă, iar rolul statului să fie un minimal. Mergând mai departe, am să mai repet două, trei lucruri care de asemenea sunt priorități pentru mine și pentru noi, echipa liberală, pentru Consiliul Județean și pentru primărie. Vedeți, aici în Roman aș vrea și ne dorim, pentru că este o discuție corectă și care ne va ajuta, să avem un festival național o dată pe an, ulterior să devină internațional, pentru a-l promova pe marele maestru Celibidache. Nu este suficient să facem doar obiectivul Casa Celibidache, pe care și eu și cu domnul Leuranu o susținem și se va materializa. Dar, mergând mai departe, festivalul va aduce aici turiști. Va fi pus în valoare marele artist, marele maestru. Și în momentul respectiv va însemna aici turism, va însemna aici elită culturală, va însemna aici dezvoltare. În afară de lucrurile acestea, v-am spus puțin mai devreme despre șoseaua de centură, sunt obiective pe care le avem în completare pentru tot ce înseamnă fluidizarea traficului, dar și pentru regularizarea albelor, pentru că astfel încât Moldova și tot ce înseamnă parte pietonală să devină un punct de atracție, de plimbare turistică și de dezvoltare. Faleza, nu? Și faleza, da. Dar și regularizări pe râuri. Astfel încât să nu ne trezim, cum s-a întâmplat de foarte multe ori, că atunci când plouă mai mult, intră apa în casa sau în curtea unui om și lucrurile acestea ne întrebăm după aia din ce cauză. Din cauza unor inconștienți care nu au avut capacitatea ca să meargă în amonte pentru a face lucrări de regularizare și pentru a face lucrări de fluidizare. Pentru că dacă ești pregătit, atunci când vine ploaia, nu ai probleme. Și iarăși, dacă este să fim aici în zonă, vă spun că este foarte important și lucrul acesta l-am auzit la Leonard Achiriloae și foarte bine că s-a gândit la el, pentru a ține tinere aici în județ. Punctul pe care îl are în programul lui electoral pentru a promova prin susținerea de la nivelul bugetului Consiliului Local și la fel voi gândi și de la bugetul Consiliului Județean să vină în completare pentru a da fonduri pentru tineri să-și dezvolte firme aici, acest lucru este foarte important. Noi, dacă vrem ca județul Neamț să se dezvolte, trebuie să ținem resursa umană de calitate aici, în același timp să creăm cadru pentru a veni alții din alte zone tot aici. Și de aceea și eu am gândit ca la nivelul Consiliului Județean să creăm un centru de excelență în educație și un centru de excelență în sport. Centru de excelență în educație să fie centrul care va da 100 de burse pentru cei mai meritoși elevi din județ. Cu aceste burse se poate să meargă oriunde în lume, la orice universitate de prestigiu, doar o singură condiție. La final, să se întoarcă munca pe care o pot face județului.
Nu trebuie să vină neapărat aici. Poate ei vor dori să se stabilească la Londra, la Paris. Dar pot lucra de la distanță, exact, și să trimită aici inteligența pe care au asimilat-o. Lucrurile acestea nu le-am inventat eu sau noi. Sunt lucruri care se întâmplă în toată lumea și pe care de la 1848 încoace le-au aplicat toate generațiile de liberali care au dezvoltat o țară. Pentru că pașoptiștii, când au construit o țară, au avut de fapt modele ei studiind la Paris. Trebuie să încurajăm tinerii să studieze în rând cu lumea și să aducă aici, acasă, ceea ce trebuie. Adică inteligența racordată la dezvoltarea și la globalizarea la care ne raportăm. Partea cealaltă, un centru de educație în sport, are rolul clar de a pune neamțul ca ambasador, ca promotor, pe harta tuturor competițiilor naționale sau internaționale. Sunt branduri, sunt echipe care au avut un nume aici. Da, că vorbim de handball, că vorbim de volei, că vorbim de fotbal. Nu le mai avem. Nu le mai avem pentru că a fost o greșeală. Dar trebuie să avem curaj, să nu ne temem că dacă dăm un ban, că este ban public, la o astfel de competiție, vom avea probleme. Dacă judecăm corect și dăm banii cinstit, nu vom avea niciodată nici frică, nici emoție. Și de aceea, aceste branduri trebuie susținute pentru că acele echipe să redevină ceea ce au fost. Resursa umană de calitate există, după cum și antrenori care să pregătească resursa umană există. Și există astea și sponsori, punctele... sunt oameni care pun umărul la... Exact. Astea sunt punctele pe care vreau să le țină minte orice om când va fi pe data de 27 septembrie în cabina de vot. Că va avea de ales între a se dezvolta și a pune neamțul, așa cum este în momentul de față, Ardealul, pe o zonă dezvoltată sau de a-l ține în subdezvoltare. Da, vreau ca județul Neamț să devină un brand. Județul Neamț are puțin peste 400.000 de locuitori. Municipiul Iași are la fel. Vă dați seama de raportul pe care trebuie să-l ai atunci când faci o administrare, adică județul Neamț are nevoie de zone metropolitane mari în care dezvoltarea să fie de sus până jos pentru toată lumea la fel. Adică fiecare comunitate, fiecare gospodărie să aibă la sfârșitul anului 2024 apă, canal și gaz. Sunt elemente principale care îți conferă confort și care îți conferă igienă. Ăsta este un proiect pe care îl avem. Apă, canal și gaz în fiecare locuință. Și în momentul respectiv suntem într-o zonă în care trebuie să vorbim doar de liniște și de dezvoltare și de confort. Cu siguranță. E un minim pentru a trăi cât de cât normal până la urmă. Nu e Aș vrea să fac o completare la ceea ce spunea domnul președinte Mugur Cosmanciuc și să vă spun că și apare un element de melancolie și tristețe aici. Pentru că de-a lungul timpului, când au existat alte administrații la Consiliul Județean, alți președinți, au avut înțelegere pentru sportul romașcan. Iar actuala conducere, Ionel Arsenie, nu a avut niciun fel de înțelegere și dorință de a colabora. Și de aceea, cu atât mai mult, apare, spuneam eu, elementul de tristețe, când oameni care au suferit datorită acestei lipse de atenție, de alocare de fonduri, astăzi vedem că s-au dus practic la cel care, din punct de vedere moral, a fost călăul sportului de performanță din Roman. Deci aceste lucruri se întâmplă, că oamenii pot gândi, oamenii analizează. Ei, într-un parteneriat cu președintele Mugur Cosmanciuc putem construi. Nici Consiliul Județean nu poate să-ți dea totul, dar nici primăria nu poate să ducă totul. Într-un parteneriat. Și am fost într-o vizită împreună și chiar de mai multe ori în Biblioteca Municipală. Iată un exemplu de colaborare care ne face cinste. Primăria Roman și Consiliul Județean. Dar aduceți-vă aminte 2 ani cât am chinuit pentru opoziția din acea vreme? Nu voia și n-au aprobat proiectul de colaborare între Consiliul Local și Consiliul Județean. Deci 2 ani am cheltuit. Și oameni care știu acest lucru s-au dus lângă cei care ar fi fost la vremea aceea călăii acestui proiect. Aceasta e durerea. Dumneavoastră i-ați girat. Deci să nu uităm că... Deci eu pot gira orice înseamnă istețime, tot ceea ce înseamnă dorință de a face... Dar caracterul e greu de cunoscut. Dumneavoastră, dacă descoperiți mâine că soțul vă înșeală și ați trăit cu el atâți ani, ce faceți? Nu e cazul.
Nu, eu știu că nu-i cazul, nici nu vă doresc să treceți prin această dramă. Iată că am trecut eu prin drama de divorț politic. Pentru că altfel, mulțumesc lui Dumnezeu, stau bine în familia mea, confortabil și liniștit. Dar din punct de vedere în familia politic, politică, să nu credeți că aceste lucruri nu dor. Da, sunt, până la urmă, sunt niște parteneriate, sunt niște contracte. Sigur, și o situație, o chestie morală, pentru că până la urmă ai putea să înțelegi că un om are o viziune, are o altă dorință, dar să te duci lângă propriul călău? Dumneavoastră, domnule Cosmanciuc, în momentul în care ați aflat că domnul Micu a plecat în cealaltă tabără și totuși a fost girat domnul Leureanu, când a venit cu domnul Achiriloae, n-ați avut nicio problemă în a-i pune la îndoială cumva cuvântul sau... Al cui cuvânt? Al domnului Leureanu, păi, nu? N-are nicio vină domnul Leureanu că domnul Micu nu a avut cuvânt. Pentru că eu consider că fiecare în viață răspunde de caracterul și cuvântul lui. Domnul Leureanu a pus un cuvânt pentru domnul Micu în anul 2016 și respectiv în anul 2017. Iar dacă nu era domnul Leureanu, domnul Micu nu era niciodată primar, ca să fie lucrurile bine înțelese. Puteau fi mulți alți colegi care poate meritau de atunci să fie primari, dar pentru funcția de primar la alegerile parțiale. Dar și eu am respectat un cuvânt și o înțelegere pe care am avut-o cu domnul Leureanu în 2015. Dacă alții nu și-au respectat cuvântul, ei să fie responsabili. Dar punctul care trebuie să fie bineînțeles, pentru că depășind latura umană pe care fiecare o avem, da, cu slăbiciuni, cred că în momentul în care facem politică și suntem în spațiul public, trebuie să ne raportăm la principii pe care, dacă le respectăm, atunci cu adevărat construim o țară. Partidul Social Democrat a fost partidul care a distrus această țară, care a ținut România în subdezvoltare din 90 până încoace. Uitați-vă la modul în care a fost fărâmițată agricultura, la modul în care a fost fărâmițată industria. Partidul Social Democrat este un partid care în momentul de față nu mai are niciun fel de reper ideologic. Iar cine merge spre Partidul Social Democrat poate să aibă câteva argumente, dar care niciodată n-au legătură cu caracterul sau cu principiile. Pot fi argumente de interes personal sau de răzbunare de moment. Timpul a arătat întotdeauna ceea ce se întâmplă cu trădătorii. Timpul a arătat. Corect. Și un singur minut, termin atunci și îl lași pe domnul Leureanu să închidă. Vă spun simplu. Indiferent de ce se întâmplă vreodată în interiorul unei comunități, a unei echipe, principiile în viața publică trebuie respectate întocmai. Iar Partidul Național Liberal față de comunitatea din Roman, față de toată această zonă Roman Metropolitan, va fi un partener corect pentru dezvoltare. Domnul deputat Leureanu, domnul Leonard Achiriloae ca și primar, vor fi oamenii care vor fi garanții dezvoltării, iar eu împreună cu ei ne vom preocupa ca aici să crească și nivelul de trai și să fie și apă în permanență. Vă rog, domnul deputat. Eu știu că Leonard Achiriloae este un om care se va implica, dedicat, și în plus a dat dovadă de caracter, vreau să spun foarte repede, în 2016, când domnul Micu a vrut să candideze, a vrut și domnul Leonard Achiriloae. Și atunci, pentru că au apărut, uite, vă spun acest lucru poate pentru prima dată, și au apărut discuțiile și lucrurile păreau că se încing, domnul Achiriloae a dat dovadă de caracter și a făcut un pas în laterală, susținându-și fiind șeful lui de campanie în acea perioadă. E o dovadă de caracter. Domnul Achiriloae se va implica, este un om așezat, un om cu studii făcute la timp, un romașcan născut, crescut și educat aici, care are familie aici. Iar împreună cu mine și împreună cu domnul președinte Mugur Cosmanciuc, eu vă spun și mi-asum acest lucru. Uitați, vă uit în cameră și mi-asum acest lucru. Va fi triunghiu de forță pentru dezvoltarea municipiului Roman. Triunghiu care va avea deasupra ceea ce înseamnă guvernul liberal, președintele României, care întotdeauna a promovat dezvoltarea și modernizarea, iar noi aici vom ști să ne facem treaba, fiecare de pe palierul lui, dar într-o echipă unită, vizionară, în dezvoltarea întregului județ, a întregii regiuni, roman metropolitan, pentru fiecare nemțean și pentru fiecare romașcan în parte. Așa să ne ajute Dumnezeu! Vă mulțumesc, domnilor, doamnelor, domnilor, dumneavoastră, vă mulțumim pentru faptul că ne-ați urmărit, să o faceți în continuare. Toate bune!